Uleiul de coco se consuma zilnic în alimentație, aduce o serie de avantaje organismului tău. Are peste 77 de utilizări terapeutice și nu există o afecțiune în care uleiul de coco să nu ajute. Te-am regăsit, mă numesc Viorica Trohin și promovez un stil de viață sănătos pentru corp, minte și suflet și mulțumesc mult tuturor celor care s-au abonat la canalul meu. Ulei de cocos e folosit ca aliment cât și cu scop medicinal. Este un aliment complex, dar și un remediu eficient și foarte valoros, atât pentru adulți, cât și pentru copii și femei însărcinate. Dacă vei viziona acest video până la sfârșit, vei afla care sunt beneficiile pentru sănătate și în ce scop poate fi luat. 1. Este un energizant natural cu efect terapeutic. 2. Este recomandat pentru slăbit sau menținerea greutății optime din 3 motive. Uleiul de cocos are capacitatea de a oferi senzația de sațietate. Dacă îl adăugăm în mâncare, dispare senzația de foame pe o perioadă îndelungată și nu avem necesitatea de a lua gustări între mese sau de a mânca excesiv la o masă. Da, este recomandat pentru slăbit, deoarece conține acizi grași ce duc la accelerarea metabolismului. Acești acizi sunt mult mai ușor de digerat și se transformă în energie. Este recomandat și pentru persoanele slabe, deoarece le stimulează metabolismul, le îmbunătățește digestia și capacitatea de asimilare a nutrienților, ajutându-i să ajungă la o greutate optimă dacă consumă cantitatea necesară de hrană. 3. Îmbunătățește imunitatea, deoarece conține lipide antimicrobiene ca acid lauric, capric sau caprilic, care are proprietăți antifungice, antibacteriene și antivirale. 4. Este recomandat pentru candida, atât ca prevenție, cât și pentru a vindeca candida. Deja a fost demonstrat cu ajutorul uleiului de cocos se poate vindeca candida dacă este luat sistematic ca tratament, deoarece sparge peretele candidei. 5. Este recomandat pentru digestie, reduce aciditatea excesivă din stomac, elimină microorganismele dăunătoare și reface microflora benefică din sistemul digestiv, reducând inflamația și regenerând țesutul afectat ca în cazul ulcerilor sau colitelor. 6. Reechilibrează zahărul din sânge. Foarte utile în hipoglicemii. Îmbunătățește nivelul colesterolului în sânge. Cercetările s-au făcut pe femei cu vârste între 20-40 de ani care au luat ulei de cocos 30 de ml pe parcursul a 12 săptămâni. Studiul a arătat că au prezentat o îmbunătățire a nivelului colesterolului în sânge. 7. Ajută la prevenirea osteoporozei. Uleiul de cocos ajută la absorpția nutrienților precum calciu, magneziu și minerale în lupta cu aceste afecțiuni. 8. Este recomandat ca reglator al funcției glandei tiroide, deoarece mărește viteza funcției tiroidiene, permițând corpului să scape de toxinele acumulate. Este ușor de absorbit în organism, crește producția de energie și arde mai repede grăsimile. Constă în creșterea temperaturii organismului până la nivelul normal, ca în cazul hipotiroidismului. 9. Pentru sănătatea dentară, deoarece uleiul de cocos facilitează absorpția de calciu de către organism și ajută la dezvoltarea unor dinți puternici și sănătoși. Uleiul de cocos oprește apariția cariilor dentare. 10. Este recomandat pentru vindecarea infecțiilor sau zgârieturilor.
Este foarte eficient în tratarea vânătăilor, deoarece grăbește procesul de vindecare a țesuturilor deteriorate. În caz de zgârieturi sau înțepături de insecte, infecții ale pielii, se unge zona cu ulei și se bandajează. Vindecarea survine mult mai repede. Calmează foarte bine mâncărimile în caz de înțepături de țânțari. Cum să consumi ulei de cocos? 1. Ca un supliment alimentar. 2. Să îl consumi direct. Poate fi folosit în salate, ca dressing, în shake-uri, în terciuri, poate fi înlocuit cu untul dimineața să-l ungi pe o felie de pâine sau să prepari dulciuri cu el. 3. Poate fi adăugat în ceai sau cafea. 4. Înlocuiește ulei vegetal cu ulei de cocos atunci când gătești. E recomandat să fie consumat 1-4 linguri pe zi. Ulei de cocos nu trebuie să lipsească nici dintr-o casă. Este un adevărat dar al naturii. Vă mulțumesc că ați vizionat acest video până la sfârșit. Sper că ți-a plăcut acest video. Să ai o zi cu soare. Totul este iubire.